Direcția Silvica Giurgiu a demarat procesul de împădurire în zonele defrișate și în zonele în care au fost efectuate tăieri de copaci în iarna trecută. Directorul Rom Silva Giurgiu, Dan Dumitrescu, este de părere că este mai nobil să împădurești decât să tai. Un hectar de pădure poate fi doborât în 24 de ore, pe când, pentru a fi tăiat, un hectar de pădure trebuie așteptat 100 de ani. Etapa de împădurire presupune plantarea tuturor golurilor care s-au creat prin tăierea arborilor în iarna trecută și replantarea cu specii mai valoroase decât cele care au fost înainte. E o perioadă propice, am declanșat lucrările de împăduriri pe o suprafață de 100 de hectare, 80 în sud aici, pe Dunăre, și alți în zona Digmal, și 20 de hectare în lunga Argeșului. Sunt șantierele mari unde putem asigura și să regenerăm suprafețele pe anul acesta. Deci avem împăduriri artificiale 100 de hectare și regenerări naturale alte 200 de hectare. Anual cam asta e ritmul nostru. Noi avem preocuparea ca suprafețele care se exploatează și se dau în industrie lemn respectiv, în același an, toamna sau imediat în anul următor, să împădurim suprafețele respective. Fiindcă dacă pădurile României suferă de vreo boală, suferă de boala că după ce am tăiat pădurea, nu se pune la loc. Unul din rosturile și rolul pădurii pe lângă ala de protecție e și ala de producție, de a asigura... Exact. Dar toată problema e să ai preocuparea și grija și fondurile ca să pui la loc ceea ce ai exploatat. Și atunci se asigură continuitatea pădurii. Ce anume plantați? Ce puieți? Ce specii? Fiind vorba de lunca Dunării și lunca râului Argeș, mergem în special pe puieți de plop, de salci și frasin. De asemenea, mai avem suprafețe mai mici unde împădurim cu salcâm, iar în ocoalele, așa zis, de terasă, cum e Comana, Ghimpas, Bolintin, acolo facem, completăm regenerările naturale cu puieți de stejar în general.